Mulțumesc foarte mult, Radu Paraschivescu, dar să nu uităm că excepția întărește regula. Personajele noastre, Lale și Ghita, reușesc ca prin miracol, el după 2 luni de tortură, căci în final tatuatorul nostru este torturat de un călău, ea, ajutată de el, amândoi reușesc să scape de la Auschwitz. Și tot o întâmplare fericită face ca peste niște ani să se întâlnească într-o gară din Brno, să rămână împreună, să se căsătorească și la un moment dat, când nu mai sperau ca în Biblia veche cineva să le dea un copil, cu care există un interviu foarte interesant, perspectiva noilor generații, la urma acestei cărți. Radu vorbea despre rău, rău absolut, și aș face legătura cu ultima lansare din seara asta, de la ora 19, care este dedicată lui Amos Oz, cu un nou volum de eseuri formidabil, se numește, bineînțeles, e ironic, înțelegeți, Dragi Fanatici, în care Amos Oz pornește de la un lucru și spune că omul, așa cum s-a spus la mai multe lansări de astăzi, foarte interesant, omul, de fapt, produce durere celuilalt. Mult mai puțină plăcere și fericire decât durere. Dar nu trebuie să luăm răul ca numai ca un rău absolut. Există diferite grade de rău, dar răul de la Birkenau și de la Auschwitz face parte din cel mai mare rău, răul absolut. Vă mulțumim! Thank you.